Și este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Primiți de la Evanghelistul Matei, capitolul 18, 29. Iubiți credincioși, am văzut în Evanghelia de astăzi că Domnul Iisus Hristos se afla cu ucenicii săi dincolo de Marea Galilei, Marea Tiberiadei, cum se mai numește. Se afla în ținutul Ghergesenilor, un ținut cu diferite popoare și credințe. Era în zona de Capole. Adică erau 10 cetăți acolo. Deca, în limba greacă, înseamnă 10, Deca. Și Polis înseamnă cetate. Deci erau 10 cetăți, Decapole. Și erau acolo și păgâni, erau și evrei, și greci. Și făceau comerț cu porci. Știi că evreii nu aveau voie să mănânce, și nici astăzi nu aveau voie să mănânce carne de porc. Pe interzice legea dată de Dumnezeu prin Moise, în Vechiul Testament. De ce? Pentru că îmi spune clar acolo animalul, ce animale pot fi consumate, mâncate. Și spune acolo să aibă copita despicată, să rumece, porcul nu rumecă. De aceea ei nu au voie să mănânce carne de porc, însă mai sunt și excepții. Și chiar am văzut evreu care spunea că el mănâncă sarmale cu carne de porc. Dar el este evreu. Și atunci, era unii care consumau carne de porc. Însă ei îi creșteau pentru comerț, în special. Și erau turme de porci. Dacă mai țineți minte, erau turmele de vaci aici, de nu încăcau pe un deal și erau și pe dealul de sub coastă și aici erau plin de vite. Și atunci erau turme mari de porci. Și Mântuitorul le produce copacul. Nu s-a mai întâlnit. Odată a mai blestemat un smochin pentru că nu avea roade și a blestemat din tine să nu mai mănânce nimeni nimic. Și când s-a întors pe lângă el, zic ucenicii, Doamne, uite, s-a uscat omul acela. Ei, și acum Domnul Iisus le produce o pagubă. Și asta vrea să ne arate și că a fost și o pedeapsă pentru ei. Pentru că consumau unii carne de porc, poate erau prea lacom, dar vrea să ne arate și alt lucru mai subtil. Întotdeauna omul va plăti altceva. Dacă primește un lucru, va plăti cu altceva. Niciodată nu se primește nimic fără plată, să știți. Cât de mic ar fi lucrul așa. Și dacă se roagă altceva pentru noi, îi se întâmplă lui anumite lucruri sau pierde. Deci ceva om pierde. Acela sau familia lui sau cine se roagă pentru el. Niciodată nu merg atât de ușor pe cum cred unii. Că, să zic, doar câteva rugăciuni se primește ce s-a cerut și tot e în regulă. Este o dumneavoastră clar aici. Că trebuie să plătim ceva și pentru cu cât lucru este mai grav sau mai greu, cu atât trebuie să plătim mai cu aceea. Vedeți? Era aici, mi se spune, doi îndrăciți. În altă parte, mi se spune că era unul. Dar cu siguranță că aici vrea să spună că unul suferea mai tare. Aici spune că erau doi, dar unul suferea mai tare. Și erau cumpliți. Nu puteau trece nimeni prin locurile acelea, prin ținutul acela, pentru că acești oameni, cum spune Evanghelia, ieșeau din morminte atât de cumpliți, încât nimeni nu putea trece pe calea aceea. Le era frică. Cum să treci pe lângă cineva care urlă, care strigă, care izbește stânga și dreapta? N-ai cum, trebuie să fii plecat de acasă, ca să
sau un curaj nebun, sau să te afli la în locul acela la un moment nepotrivit, să stai lângă un om, să stătești lângă cineva care este foarte nervos, care spește, care sparge, care... pentru că te poate ataca omul acela, nu mai putem spune, e conștient pe deplin. Și vedeți dumneavoastră, când apare Domnul Iisus, deja îi agită foarte tare pe acești oameni, demonii agită foarte puternic și ei își amintesc de locul unde au fost la început, adică erau în lumina lui Hristos, în lumina lui Dumnezeu, erau în grădina Raiului, dar au căzut. Și recunosc pe Domnul Iisus ca Domn și Fiul lui Dumnezeu. Și iată, au început ei să strige, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Și știu că vor fi la sfârșitul veacurilor legați și aruncați în fundul iadului. Și acum când l-au văzut pe Dumnezeu în fața lor, i-a amintit, Doamne, ai venit mai înainte de vreme. Adică nu acum e momentul, nu e sfârșitul veacurilor. Ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Însă, noi citim foarte clar, la Galateni 4:4 spune că Domnul Iisus Hristos a venit la plinirea vremii. Că era pregătită lumea. Toate se întâmplă, să știți, la momentul potrivit. Nu se întâmplă lumea, dar nu trebuie. Dumnezeu ne conduce pe fiecare. Ori Dumnezeu, ori cel rău. Cineva tot ne conduce. Fără Dumnezeu nu puteți face nimic, cum ne spune Domnul Iisus. Fără mine nu puteți face nimic. Rămâneți într-o mine și eu într-o voi. Și ce rămâne cu mine și eu într-o el, aduce roadă multă. Sau, unii sunt de partea diavolului. Tatăl lor este diavol, așa cum a spus Domnul Iisus fariseilor. Și tatăl vostru este diavolul. De ce nu l-au primit? De ce nu l-au recunoscut? Pentru că nu erau de-a lui Dumnezeu. Erau sub stăpânirea diavolului, sub stăpânirea celui rău. Și Mântuitorul Iisus Hristos acceptă cererea diavolului. Era o plată. De ce acceptă? Era ca o plată pentru acei doi îndrăciți, acei doi oameni care s-au fost sănătoși. Era o plată mare. Și chiar în Tânăndor spune, întreabă, care este numele? Și Domnul zice, legiune. O legiune era în armata romană. E 6.000 de soldați. 6.000 de soldați. Dar seama câți demoni erau acolo, în oamenii aceia. Își modificau, noi nu auzim acum. Dar să vedeți ce tărăboi au făcut, zice, cum își modificau vocile, cum urlau, cum strigau. Și cei care ați auzit îndrăciți, știți despre ce vorbesc, se mai întâmplă la unele mănăstiri, unde se face taina Sfântului Maslu, anumite persoane sunt chimite de diavolul, nu se mai pot stăpâni acele persoane și începe și strigă diavolul, dar își modifică vocea, pentru că puteți auzi să vedeți la o voce de femeie. Deci vedeți că e femeie și ea strigă ca un bărbat. Urlă ca un bărbat. Și strigă, ies, așa cu o voce de... Se ridică părul pe tine. Am sesizat, am văzut de două ori în vara asta și mi-a ajuns. Este cumplit să iau numai să vezi, să auzi, dar să și fii încătușat de acești diavoli. Și de 1, de 1, 2, 5 și de 6.000. Omul nu mai are stăpânire pe sine. Și cum să ajunge la așa ceva? Omul îi dă dreptul. Începe de tânăr. Îi dă dreptul diavolului ca să intre în viața lui. Cu alcoolul, cu drogurile, cu tot felul de cântări sau tot felul de muzici, de muzică drăcească, de
Îți vine suie la fugă, că vezi ce ascultă unii, vine suie la fugă. Și invită pe diavol în viața lor. E așa că cred că se simt liberi. Spun că ei sunt liberi prin asta. Și sunt multe, multe și de sfârâu și atâtea patii. Dar să știți că omul nu este tânărul sau omul, persoana nu este obligată să cedeze în fața păcatului. Omul lasă singur. Se lasă singur dus de plăceri, de plăceri păcătoase și prin asta un diavol sau mai mulți pun stăpânire pe el. Și nu mai pot renunța la anumite plăceri, cum ar fi drogurile, să zicem, sau, știu, la alte împătimiri pe care nu are o să le amintesc pentru că nu le-a supăr pe nimeni. Dar niște frecvențe cu forțele demonice. Exact. Cum suntem aici în biserică și ne rugăm să de frecvență cu Domnul Iisus și Dumnezeu, Maica Domnului, cu Sfinții, ei, și cu acele păcate intrăm pe frecvență anumiți demoni. Și noi știm lucrurile acestea. Și e foarte greu să omul să renunțe la atâtea păcate. La fel și fel de vicii care îl stăpânesc. Trebuie o luptă foarte mare și știți că cine s-a drogat odată este dependent. Cine a luat o doză de heroină, gata, nu mai are stăpână. Cura de dezintoxicare doar așa îl perie puțin. Dar el tot timpul se va gândi să mai ia o doză. Să simtă așa în largul lui o euforie, se simte foarte, știu, ca în extaz. Și corpul cedează destul de repede, nu rezistă mult la droguri. Și ființa se degradează, se pervertește. Deci, Domnul Iisus acceptă ca să îi lase pe demon să intre turma de porci. Oamenii de acolo n-au înțeles de ce. Pentru că paznicii au luat-o la fugă. În momentul când au intrat demonii în porci, porci au rupt-o la fugă și s-au aruncat de pe țărm în apă. Erau țărm în apă. Au o râpă. S-au aruncat în apă, s-au aruncat toți. Și păzitorii porcilor au fugit în cetate. Și le-a dat de vedere, le-a spus locuitorul ce s-a întâmplat. Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Ei au fost păcuniți. Au auzit de Domnul Iisus. Toți de pe cele meleaguri știau. Ca și cum se știe și astăzi de un doctor bun. Știe că e la Cluj, știe că e la Târgu Mureș, știe că e la București. Fie că este în Atena sau în Ungaria, le merge vestea și oamenii merg acolo cu problemele lor să îi vindece. Și Iisus era un mare vindecător. Nu s-a mai întâlnit. Făcea atâtea minuni. Îl știau pe Iisus. Și au ieșit toți, vedeți, nu 10. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâlnirea lui Iisus. Toți locuitorii. Probabil că erau sute, erau mii. Și văzându-l, l-au rugat să plece din cotarele lor. I-au văzut pe cei consăteni, co-naționali, că erau bine. Înainte erau goi. Rupeau lanțul legat de niște ațe subțiri. Care zbierau și urlau și se răneau și pe cei care treceau pe acolo îi răneau. Știau cine au fost, cum au fost și acum au văzut că erau bine. Probabil că familiile lor, dă seama că pierzi un membru al familiei, se zgude toată casa aceea. Fie că a murit, fie că i s-a întâmplat ceva, deci acolo lucrurile nu mai merg așa. Acolo deja este, cum se spune în Evanghelie, e plângere multă. Și nu chiar splânghirea dinților, cum se spune, cum spune Domnul Iisus Hristos. Și oamenii aceia, când i-au văzut, ei au fost foarte bucuroși să-i vadă întregi la minte și că sunt sănătoși.
Dar vedeți, la ceilalți nu i-a păsat lucrul acesta. Ei s-au gândit doar la afacerea lor, la buzunarul lor, așa cum ne gândim și noi de multe ori. Vedeți? Uneori poate un sat întreg sau, știu, o comunitate întreagă nu are nicio treabă cu rugăciune, cu biserică, cu spovedanie, cu împărtășanie. Îl izgonesc pe Iisus așa cum l-a izgonit acești oameni. Pe ei trebuie să doar afacerea lor. Să meargă la servici, să vină acasă și atât. Să nu se roagă. Poate mai zic așa un tată nostru din gând, gând și amintesc toată la câteva zile și așa este. E bine că își amintesc, au zis cu Doamne și-o, dar e atât de puțin. Este foarte, foarte puțin. Și citim în Scriptură, noi să ne rugăm neîncetat. Dar dați seama ce se departe sunt aceștia de împărăția celor. După ce vor muri, ce se va întâmpla cu ei? Că știi că avem un examen. Omul când moare, are primul examen. Adică prima judecată. Cum merge omul la examen? Te duci la școala de șofer așa, fără să știi legislația? Vei curca semnele, nu vei ști nimic. Vei pronunce accident. Cine are curaj să meargă la examen chiar așa, fără să pregătească? Și noi o să avem un mare examen. Dacă nu ne punem la punct cu rugăciunea și cu viața noastră interioară, dacă nu ne curățim inimile de păcatele noastre din tinerețe, și știți cum le curățim? Cu rugăciune. O spuneam părinte din Muntele Tarcăului. Cel mai bine ne curățește rugăciunea de păcate. Rugăciune. Și dacă nu ne rugăm, trăim aceleași păcate până la moarte. Și apoi vine judecata, vine examenul pentru veșnicie. Și noi nu ne pregătim. Noi nu vrem să facem nimic. Din păcate. Și cum a fost oamenii de atunci care au spus să plece din ținutul lor, sunt și astăzi. Așa este la fel să știți. Ca și leproșii aceia, unul din 10 s-a întors să-i mulțumească, unul din 10 vine la biserică. Și acum. Și aceia vor să-L urmeze. În altă parte spunea că au vrut să-L urmeze și a zis, mergeți și spuneți în casele voastre, în cetățile voastre, cât mult bine v-a făcut vouă Dumnezeu. I-au făcut direct apostol. Și noi trebuie să devenim apostol. Prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră, prin vorbele noastre, prin tot ce îmbrăcămintea noastră, să fie niște apostoli. Să vede că om, știți cum, de la poștă ce transportă. Care are un pic cu ochiul format. Știe exact. Dacă mai scoate și 5 vorbe, e clar. Deci știe exact pe ce cale este. Și calea largă este plină de oamenii care nu vor ajunge bine. Dar avem timp încă. Încă avem timp să ne întoarcem la Hristos. Încă avem timp să ne rugăm. Să venim la biserică. Cei ce au urechi de auzit, să audă. Chemarea este pentru toți, nu numai pentru noi care suntem aici. Chemarea este pentru toți. Și toți l-aud. Fie la un botez, fie la o nuntă, fie la o predică, fie la de Crăciun, fie care le faci, toți aud. Și mesajul este pentru toți. Cuvintele Evangheliei sunt luate de îngeri și răspândite în biserică. Cuvintele Evangheliei care le spune preotul aici, le au îngerii, mii de îngeri și le răspândesc așa, în biserică și în întreaga lume. Toți aud. Toți auzim. Și toți ar trebui să-L urmăm pe Hristos. Pentru că Hristos ar trebui să fie viața noastră. Nu lucrurile de aici. Căutați mai întâi împărăția celor și toate celelalte se vor adăuga cu omul. Ne facem minte. Să căutăm mai întâi cele de aici și apoi împărăția celor. Să nu uităm. Să căutăm cele de sus. Dar cu toată ființa noastră, cu timpul e scurt. Atât de scurt, pe nu ne imaginăm. Și dacă nu punem început bun acum, nu mâine, acum, de acum mă rog, nu de mâine sau de săptămâna, vorba asta de trei, de mâine mă apuc de învățat, nu. Dar de acum, acum pun început bun. Și Domnul Iisus ne aude dorința noastră și ne ajută. Și El și Maica Domnului și toți Sfinții sunt împreună cu noi. Ne călăuzesc. Ne împing așa ușurel din spate, ca să ajungem acolo unde ar trebui să fim cu toții.
împărăția cerurilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.